Andreea Ioniță ne povestește cum a ajuns să-i schimbe viața un singur curs de yoga. Yoga era undeva la capătul listei. Mi se părea cel mai boring și cel mai plictisitor. În acea perioadă aveam poate mult spus depresie, dar să zic o supărare adâncă referitor la frica de moarte. Am visat efectiv că am murit și mi-am înfrânt singură frica de moarte. Omul a uitat să fie ceea ce este dincolo de gândurile sale și yoga vine și spune, hei, ești mult mai mult decât gândurile tale. Cultur cu Chris și Vlad, astăzi la Happy.